Să venim la șapte. Păi dacă închide la 8, să aveți timp o oră înapoi și după aia de duș. Deci acum nu am timp de vorbă și nu vă așezați să ne stăm de vorbă. La revedere. Nu vă așezați la vorbă că e închiderea. Uite, am făcut borderou, am închis. La revedere. La revedere. La revedere. Vă așteptăm în altă zi mai devreme. Am înțeles, doamnă. Perfect. Mulțumim frumos. Da? În cursul săptămânii, la ora asta era bine. Păi văd că aici scrie 8.30, 20.30. Ultimul client, 19.30. A scris cineva care a scris din birou, fără să știe cum e treaba efectivă. Deci practic... a scris-o din birou. A scris cineva din birou, nu? În sensul că nu știe. Trebuie să ai timp o oră să-ți faci în apă. Și după aceea să ai timp să-ți faci duș, să te ștergi și să pleci liniștit, să te usuci la păr. Păi și nu puteți să le explicați că trebuie să spună aici și să redacteze corect? Nu. Pentru că mă lupt cu morile de vânt, deci nu mă lupt cu nimeni. O las așa cum scrie. Da? Da, exact. Vreți să vorbesc pentru chestia asta, să se modifice aici? Nu. Lăsați-o aici, fiecare cum vrea să o înțeleagă. Păi fiecare cum vrea să o înțeleagă, dar dumneavoastră aici aveți ultimul client 19.30, da? Că... da, oricum, acum vorbim în plus, pentru că a trecut 19.30. Este foarte adevărat. Dar dumneavoastră ați spus ceva... am spus că mai devreme. Corect, da. Ca să ai omul timp să-și facă toate cele. Da, doamne, este perfect. Da, mulțumim frumos. Deci să vorbim la birouri ca să se rezolve problema. Dar aveți idee cine a scris acolo de la birouri? Știți cumva? Nu știu, nu? Nu știu. Nici nu-mi bat eu treaba asta. Am înțeles, doamne.